Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Întâi și întâi de toate, vreau să-mi cer scuze pentru mica chiulangeală, însă, videoclipul pe care voi îl veți vedea acum, eu l-am mai filmat odată miercuri, săptămâna trecută. Datorită unor extorsiuni ale degajamentelor meandrelor memoriei telefonului meu, acel videoclip nu a ajuns aici pe YouTube. Așadar, filmăm din nou. Vom vorbi despre o casă de parfumuri Ultra, ultra, ultra accesibilă, și când spun asta, mă refer la parfumuri ce pornesc de la 29 de lei, dacă nu mă înșel, dar și despre esențe de parfum sau uleiuri parfumate. Casa despre care vom vorbi astăzi se numește Al Rehab. Nu știu cât de. Familiarizate sunteți voi cu această casă. Eu am găsit produsele al Rehab pe site-ul celor de la Parfumas, undeva acum 2 ani de zile, dacă nu mă înșel. Am plasat prima comandă pentru aceste produse și de atunci am tot testat, testat, retestat și alte variante, și m-am oprit la câteva pe care le recumpăr și le răscumpăr. Am zis să vă spun așa în mare câteva vorbe despre casa al Rehab. Drept urmare am intrat pe Fragrantica, de unde mi-am făcut uh, temele, mi-am făcut notițele și am zis să vă citesc că, nu știu, eu una sunt genul care uh, apăs play la un videoclip pe YouTube și îmi fac treburile în casă, aspir, fac curățenie, vase, bla, bla, bla. Și, nu știu, tocmai din acest motiv am zis să eu să vorbesc aici vorba aceea precum radio -ul, și voi când mă ascultați să nu fiți nevoite să vă opriți, să, să căutați, să... așa mai departe. Bun. Al Rehab. Al Rehab a apărut în 1975, iar în câteva decenii a devenit o, com o companie lider pe piața parfumurilor după ce a achiziționat mai multe agenții europene, printre care Paris Bleu și Remy Marquis France. Acum dacă le-am poci numele, îmi cer scuze, până la momentul de față nu am auzit de firmele astea două. După ani de succes și experiență, experții al Rehab au lansat un grup de parfumuri orientale, inovatoare, care s-au remarcat în arta creării parfumurilor. Această casă are un caracter aparte și un ADN care a fost unic printre multe alte companii cu parfumuri care combină estul și vestul într-un singur parfum. Și acum ce m-a surprins pe mine? faptul că cei de la Fragrantica, Biblia Parfumurilor, listează casa al Rehab ca fiind designer de nișă. Știu, deja v-ați luat roșiile în mâini și vă pregătiți să aruncați în mine. Ai nebunit, mai oprește-te cu arăbeții tăi care i vezi parfumuri de nișă și așa mai departe. Nu eu, Fragrantica. Vă las aici imaginea. Deci nu eu i-am denumit designer de nișă, ci de la Fragrantica. Am aici 5 parfumuri și 4 esențe de parfum. Bine, în total 6 esențe de parfumuri, dar două sunt mențiuni speciale. Parfumurile despre care vă voi vorbi astăzi sunt, în percepția mea, parfumuri All Season. Uh, parfumuri All Season, parfumuri versatile și să începem. Vom începe cu Dalal, apă de parfum, 50 de mililitri. Da. Am început cu un gurmandicios, da? Pentru că Dalal este un gurmand. Să-l pulverizez înainte să vă plictisesc cu notele. Deci, încep cu Deci. Ui. Atomizorul de la acest parfum. Da? Este un parfum de 35 de lei cu atomizor de 450 de lei, cum îmi place mie să spun. Dacă toate parfumurile ar avea acest atomizor, aș fi. Uf! Să vorbim totuși despre dalal și să vă spun notele prezintă note fructate, portocale, iasomie, vanilie, caramel, lemn de santal, ambră și mosc. Asta au fost notele, iar eu vă spun că este un parfum gurmand um, fără a fi gurmandul acela deranjant, care se dezvoltă diferit. Iarna și vara. În afara faptului că acest parfumel costă 35 de lei, este genul de parfum ce se dezvoltă diferit în funcție de uh, temperatura de afară. Face parte din categoria nu miros. Sunt un parfum care nu miros a arăbesc. Așa, de fapt toate, toate cele veți vedea astăzi sunt parfumuri ce, ce nu, nu, au, nu au acel ADN arabesc, nu au acel iz de parfum arabesc. Persistența sa este undeva la 4-5 ore pe piele. Nu vă spusesem concluzia. Este genul acela de parfum gurman fără a fi grețos, curat, luminos, dacă aș putea spune, și cu un iz ușor sexy. Ori caramelul, ori mă duce, mă duce cu gândul la iz ușor sexy. Persistența sa pe piele este undeva la 4-5 ore. Pe haine optore ore, cam pe acolo, însă avem pentru el și varianta esență de parfum, care vine așa. Toate esențele de parfum ale casei al Rehab au sistem rolon, deci au această biluță și la esența de parfum Dalal se schimbă, se schimbă puțin foaia, nu mai avem același isca ca în apa de parfum. Aici avem. Aceeași linie merge tot pe gurmand, doar că. Este gurmandul acela ce îți lasă senzația de apă în gură, este genul de miros ce te duce cu gândul la uh, vanila butter pe undeva pe acolo. Um, esența aceasta are 6 ml, și toate esențele de la Rehab sunt la uh, 19 lei fiecare. De ce cumpăr eu și răscumpăr acest setuc chiar dacă nu are o persistență bombă? Păi! Um, Parfumul dalal eu îl folosesc ca parfum de sine stătător. Este gurmandul perfect pentru vară, adică vara chiar îl folosesc ca parfum de sine stătător. Vine în sticluța asta foarte, foarte mică, varianta de 50 de ml. Nu mă deranjează să-l am în uh, ghiozdanel, în uh, poșetă și așa mai departe, și să-l uh, reaplic dacă simt nevoia. Iar iarna, parfumul acesta este ideal pentru a face layering. Toată gama al Rehab, toate din categoria de preț pe care le am eu, da? Toate sub 40 de lei. Tot ce, tot ce vă prezint astăzi sunt parfumuri sub 40 de lei fiecare. Consider că această gamă chiar dacă ei nu spun treaba asta nicăieri, este oarecum o gamă de bază, dacă, dacă pot spune așa, pentru layering. Da? Deci la ei veți găsi atât parfumuri fresh, cât și parfumuri dulci, gurmande, orientale, lemnoase, din fiecare categorie cu care vă voi vă puteți juca în stratificarea parfumurilor. Esențele nu îmi lipsesc niciodată pentru că, uite, acum a venit vara, da? Mergem la plajă, mergem la mare, mergem la piscină și așa mai departe. Toată lumea știe că nu ne putem da cu parfum atunci când mergem la plajă. Eu folosesc esențe. Esențele acestea nu conțin alcool, le aplic acasă înainte să plec la plajă. Pe plajă automat îmi aplică loțiunea cu factor de protecție și din când în când mai îmi aplic esență. Da. Nu irită pielea, nu apar nu știu ce, exeme, bubițe și așa mai departe, deoarece, mă repet, nu conțin alcool. Cred că sunt cea mai safe metodă de a te parfuma la plajă, dacă ești un pic uh, fanatică, cum sunt eu cu parfumurile. Și este cea mai ok metodă de a ți parfuma părul. Vă spuneam în alte videoclipuri că știu, am căutat, m-am interesat, am aflat, am experimentat, uh, firul de păr este partea zona corpului cu cea mai mare proiecție și persistență pentru parfumuri. Nu aplic niciodată, dar niciodată parfum uh, lichid ca să spun așa, da, pentru că are alcool și pentru că uh, părul va avea de suferit. În schimb, ce fac eu în fiecare dimineață și astăzi chiar nu am făcut ca să fac aici cu voi. Deci din uh, două mișcări, da? Cantitatea de ulei este ceea ce trebuie. Și fac așa, mi-au frumos lungimile și fac treaba asta. Și credeți-mă că se simte și mai ales acum chiar dacă este vară și vântul doar adie, în cele mai fericite cazuri că am avut și zile cu vânt mai puternic. Se simte, credeți-mă că se simte, cine este lângă voi, dreapta, stânga, în spatele vostru sau asta, nu mai puțin să adie vântul, da? Sau chiar și când treceți și atât, parfumul pur și simplu lasă dâră în urma voastră. Am vorbit 13 minute, numai cu Dalal și bun. Trecem la următorul. Sta să pun bloterul aici ca să nu l încurc. Și vorbim aici despre Rașa. rașa tot Eau de parfum, care de parfum, care vine în format de 35 de mililitri și mie îmi plac foarte mult sticluțele acestea, nu știu, mă duc așa cu gândul la silueta unei unei femei. Foarte mult îmi plac. Eh, Rașa este. Gucci, Raș, Gucci, Raș, fără acea notă sintetică și um, zgrietoare pe creier din guciraș. Acum, dacă sunteți iubitoare de guciraș și nu percepeți acea notă sau nu percepeți guciraș cum îl percep eu, îmi cer mii de scuze, v-am mai spus, fiecare percepe altfel. Îmi place guciraș varianta originală, ca să zic așa, dar are ceva ce pe mine mă deranjează. Are acolo o notă foarte Aici nu. Rașa este, din nou, Gucci Raș fără acea notă sintetică. Ei spun că ar avea note florale de vară, acorduri lemnoase, note verzi, caramel și vanilie. Ei, eu spun că este Gucci Raș. <laughs> La fel, îl văd uh, pretabil all season, mie îmi place să-l folosesc primăvara, vara, iar la acesta uh, persistența este undeva la 6-7 ore pe piele. Um, ori, datorită ADN-ului în sine, da? parfumul gucci Rush fiind uh, un parfum mai uh, laud, mai opulent, ori, nu știu. 6-7 ore pe piele persistă acest parfum. Uleiul l-am avut și pe el. L-am terminat și la ultima comandă plasată nu l-am recumpărat, dar cu siguranță îl voi recumpăra. Uleiul este aceeași poveste, de fapt cred că la toate. Uleiul păstrează aceeași linie a aromei, a mirosului doar că este mai intens. Da? Așadar, dacă vă surâte ceva, de exemplu, aveți guciraș și ați luat guciraș. Aveți rașa de la Al Rehab, ați luat așa parfumelul în varianta de 35 de mililitri și ați luat și uleiul data viitoare avându-le pe amândouă știți domne îmi cumpăr decât esența sau îmi cumpăr decât parfum bun următorul este unul foarte uh, controversat adorat uh, huiduit da datorită performanțelor și vorbim aici despre Choco Mask Choco Mask are 50 de mililitri, da? 35 de lei este prețul și are așa mosc ciocolată cu lapte, vanilie, scorțișoară, trandafir, lemn de santal, smirnă, ambră și note condimentate. La Ciocomasc, cred că a fost cel mai recumpărat cel mai recumpărat, de fapt, la ultima comandă, nu la ultima, ultima, la ultima când am cumpărat gama al Rehab, am cumpărat patru sticle, dacă nu mă înșel, din ulei, pentru că nu se găsește în permanență. Și vreo 5-6 esențe de parfum am zis să fie acolo pentru că eu sunt fac parte din categoria să nu se sfârșească pământul și să rămân fără. Da? Deci la mine parfumurile cam așa sunt. ce îmi place cât de mult. Dacă se poate producătorii să facă și varianta de bidon de 5 litri, nu-i problemă, cumpăr. Bun, să revenim la Choco Mask... Choco Mask aveți ciocolată, vanilie și acel acord pudrat. Acord pudrat datorat notei de mosc, zic eu. Este în zona uh, Chocolate Butter, dar mai degrabă la. Dacă vă aduceți aminte, dacă sunteți generația 87, Um, era acea cacao, Nesquik, dacă zic bine, Nesquik cu lapte, bine, cred că și acum mai este, dar așa miroase, a Nesquik cu lapte. Multă lume, îl, mulți youtuberi și TikToker din afară la seamănă cu uh, Chocolate Grady de la Montal, eu nu aș merge. În zona aia nu-l văd cioclit credit de la Montal, adică nu tot ce e cu ciocolată putem asemăna cu acel cu acel parfum. Dar este um, sunt de fapt cookies de ciocolată într-o sticluță. Da Asta este uh, Choco Mask. Uh, este unisex Choco Mask. Vreau să vă spun de dalal, dar dalal nu este unisex. Ok. Persistența. Persistența sa de sine stătător, strict vorbind despre parfum, nu și despre ulei, este undeva la 3-4 ore pe piele, 6 ore undeva pe acolo pe haine. Însă, din nou, nu mă deranjează să le reaplic, este genul de uh, gurmand cel poți purta vara, nu îți lasă acea senzație de disconfort, nu este mult prea mult. Deci nu este gurmandul acela uh, să-ți dea dureri de cap, să-ți se facă rău, nu, nici pe departe. De ce am luat eu atât de multe sticluțe de ciocomasc? Ciocomasc pentru mine, fiind în zona parfumurilor gurmande, Choco Mask este baza layering-ului. Indiferent că e primăvară, vară, toamnă, iarna, Choco Mask este parfumul de bază când eu fac layering. Îl poți combina cu absolut orice. Dacă ești în zona de gurmande, nu există un parfum care să spun, nu, acela nu merge combina cu Mask. Și credeți-mă că am încercat toate combinațiile. Mask, da, pentru iubitoarele parfumurilor gurmande, aveți nevoie de el în viața voastră, credeți-mă. La fel și uleiul. Nu v-am spus, dacă uh, combin uleiul cu parfumul. Persistența crește simțitor undeva la 6 ore, chiar 7, da? Simt parfumul pe piele dacă le combin. Acum, esența de parfum. Esența de parfum. Este în aceeași linie, cum v-am mai spus, cu parfumul, doar că este mult mai mai opulentă, mai o ciocolată care te trage oarecum de mânecă și spune, hei, vezi că eu sunt aici. Dacă parfumul este unul lejer, esența este next level. Pe undeva, în esență, eu simt un miros de bezele. Nu știu de unde, pentru că nu sunt listate notele și pentru esență și pentru parfum sunt aceleași, însă la esență mie îmi dă la nas miros și miros de bezele. Nu știu de unde. Bun. Următorul este tot un parfum uh, mega hăipuit. Pe YouTube și uh, TikTok, am observat gama asta al Rehab, nu prea a discutat nimeni la noi despre ea și e păcat, credeți-mă că e păcat. Foarte mulți uh, youtuberi din afară vorbesc despre aceste parfumuri, aceste esențe și câțiva tiktokeri. Următorul, un parfum care, din nou, iubitoarele parfumurilor gurmande, nu aveți cum să vă lipsească și dacă le veți mirosi o singură dată, eu fac pariu cu voi că nu vă va lipsi niciodată. Vorbim aici despre soft, vine în format de um, 35 de mililitri și avem note de vârf bergamotă, portocală siciliană, note verzi din frunze de smokin, Note de mijloc, crin, orhidee, iasomie, floare de lemn dulce, fructe roșii și migdale. Note de bază, vanilie, caramel, note lemnoase și mosc. Acest parfum, doamne, Cei de la Fragrantica spun că acest soft este asemănător cei de la Fragrantica. Uh, userii, utilizatorii platformei Fragr Fragrantica spun că acest parfum este asemănător cu Aqualina Pink Sugar. Eu spun că acest parfum este copilul dintre Aqualina Pink Sugar și Lira. Da. Un parfum de 29 de lei, miroase uh, fix precum Aqualina Pink Sugar și Lira. Este fix acel mix. Întâlnim partea dulce fără nota de zahăr ars și fără nota aceea sintetică din, uh, din pink sugar și pe de altă parte își face apariția lămâia aceea uh, gurmandă din lira. Este un gurmand citrat. Persistența acestui parfum este undeva la 6-7 ore pe piele, mult mai proeminent, ca să spun așa, față de Dalal și Choco Mask. Și face parte, cu brio, ar putea face parte din categoria parfumuri gurmande de vară. În afară de asta... Din nou, este o bază perfectă de layering. Însă, avem și soft varianta esență de parfum. Aici avem același miros, cum v-am spus, și același miros, dar cu o notă citrică gurmandă, ușor mai proeminentă. Și, din nou, pentru generația 87 care mă urmărește, erau niște bombonele turcești, dacă nu mă înșel, niște bombonele gumate, care atunci când mușcai, pur și simplu curgea cremă din ele. Nu știu cum să o să. Dacă găsesc, sper să găsesc, vă las aici o poză. Fix așa miroase esența de parfum de la Soft. O caramea din aceea de lămâie cu uh, sirop de caramel în interior. Nu, deci dacă ar fi, bine mai am unul și după aceea facem, uh, facem topul că m-am zăpăcit complet. Ultimul, dar nu cel din urmă, este parfumul fix pentru această perioadă, acest moment, pentru vremea de afară, care este fix acum. Vorbim despre silver, care vine tot în format de 35 de mililitri. Un unisex de excepție. Bun. Întâi notele și după aceea trebuie neapărat să fac un disclaimer, că mi-am amintit acum când l-am mirosit. Ei spun așa, unisex ce prezintă note citrice, petit gren, note florale, lem de santal, caramel, mentă, lichen și mosc. Ce disclaimer vroiam eu să fac și ce paranteză? Vreau să îi spun lui Ilișor. Ile Baciu, te pup cu mare drag Că uh, Știu că mi-ai lăsat tu, draga mea, un comentariu la un moment dat Și mi-ai spus că ai testat Lemon Tart de la Calotinis Și că nu a avut mari performanțe și că ai vrea ceva în genul Ceva în genul la 29 de lei 35 de mililitri este acest silver, dar, dar, nu te gândi că vei întâlni um, lămâia aceea gurmandă din lemon tart. Nu, este oarecum um, în zona de parfumuri, combinația asta citri uh, citric, ușor dulceag. Da, nu este un parfum gurmand. În zona, dacă ar fi să l-asemăn oarecum, doar că acesta este o idee mai floral și mai acvatic cu uh, oboi. Da, undeva pe acolo și știu că ai spus că ți-a plăcut oboi, atunci cu siguranță ai nevoie de asta Din nou, youtuberii din afară susțin urlă din toți plămânii, din toți rărunchii că acest parfum ar fi o clonă a lui Creed Silver Mountain Water. Parfumul acela a fost cândva în casa mea, ca să mă exprim așa, și, acel, și acela de la Creed este total unisex, însă l-a avut soțul meu, îl mai foloseam și eu din când în când, însă pe mine nu m-au dat pe spate sub nicio formă performanțele, adică pe pielea mea a fost cu scuzele de rigoare cel mai prost crid testat vreodată, dacă aveam vreo 3 ore și sunt drăguță când spun 3 ore, da, cum ați auzit. Un parfum de o gălăgie de bani, cum spun eu, persistență 3 ore. Parfumul acela însă excela mult mai bine pe soțul meu, l-a purtat, l-a răspurtat, a venit unul din frații lui la noi în România și când a plecat i l a dăruit, deoarece i-a plăcut mai mult. Dacă ar fi, din ce mi-aduc eu aminte, cum mirosea acel crit și dacă ar fi să-l compar cu acest silver, Aș spune că silver este în acea zonă, însă este mai aquatic, mai floral decât acel crid. Este un mosc curat, pluminos. Este un parfum linear, însă e genul acela de parfum care nu are cum să te deranjeze nici dacă faci overspray cu el la 40 de grade, nici pe tine și nu ucide pe nimeni din jurul tău. Este un floral acvatic foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Nu mă așteptam să fie uh, vreun parfum din această categorie care pe mine să mă dea pe spate, dar există. Ok. La acesta avem două esențe. Două. Două. Două pentru că, ce să vezi, a venit căldura și aplicăm mai mult pe piele, pe păr. Aceeași aromă, doar că partea citrică este o idee mai în relief, mai în evidență decât parfumul. Citric, moscat, marin, unisex, da, clar unisex, foarte, 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 foarte frumos. Înainte să fac topul de care vă spuneam, am și două mențiuni speciale, pentru partea de uh, layering. și vorbim aici despre două, două uleiuri, deci nu știu ce am. De fapt, știu ce am. Am chef să filmez ca să mă exprim așa, însă au fost atâtea zile și liberele astea și nu știu, m-am uh, moleșit ca să zic așa, m-am uh, am lenevit și acum greu îmi intru în mână, vorbim despre uh, balkis, 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 da, cam atât mai am, etichetele uh, vin așa pe toată partea, însă eu cojesc un pic aici și apoi decupesc ca să văd nivelul, să știu cât mai am, da, la acest parfum avem note citrice, flori albe, note pudrate, anason, ambră, lemn de cedru, miere de albină, miere de albine și vanilie. Acest parfum este tot așa, în baza layering-ului, însă pentru vreme rece. Este dulce fără a fi gurmand. Se simt mierea, vanilia și ceva flori. Însă, este o combinație foarte bine echilibrată. Este undeva uh, citric, floral, lemnos, și nu știu de la uh, care din note sau de la ce acord, are pe undeva o tentă, uniz vintage. Pe mine mă duce un pic așa în zona parfumurilor vintage. Însă. Nu este vintage-ul acela deranjant, dacă face sens. Este un vintage ușor plăcubil. Și da, iarna, nu știu, se simte altfel. Are, are alta aură iarna. Iarna e perioada lui de strălucire. Bun, acesta a fost... Uh, Prima, aceasta a fost prima mențiune, și a doua avem Golden Sand, pe care eu trebuie să-l recumpăr. Golden Sand este un unisex, vanilie, caramel, note florale, mosc, ud și ambră. Paranteză, udul din acest Golden Sand eu nu-l găsesc. Deci, nu știu, ei spun că are ud. Nu îmi dă la nas nici măcar un gram de ud această esență. Da, este gurmandă, este simt vanilie, simt caramel, ud, nu simt sub nicio formă. Este, nu știu, miroase a uh, pandișpan uh, bine crescut, cu vanilie, uh, sirop de caramel și tot ce vreți, dar da și acesta este un unisex cum este și Choco Mask de altfel bun vă spuneam de top haideți să încerc să le iau așa pe toate fără să fac vreo boroboață și aceste parfumuri se văd Ah, ce bine le-am luat. Nu mai contează. Aceste parfumuri. Dacă nu sunteți um, fanatice cum sunt eu, da? eu recunosc. Eu trebuie să testez, eu trebuie să miros. Uh, sunt genul care mi se pune pata pe parfumuri, trebuie să le am. Sunt și genul bun. Sunt și genul oversprayer. Dacă aș fi o fată sănătoasă la cap, cred că aș avea patru parfumuri, să zic așa. Hai să spun patru parfumuri. Adică, nu știu, nu încurajez consumerismul. Nu vin către voi. Trebuie neapărat să vă luați asta. Nu puteți trăi fără asta. Nu, nu. Acest canal vreau să fie ceva um, să discutăm, să împărtășim opinii, să împărtășim experiențe, să găsim alternative pentru că prețurile au luat o razna și pentru că nu trăim cele mai ok vremuri pe parte financiară. Și tocmai în, această, în acest sens am zis să fac acest videoclip. Și iau de la capăt și vă spun ca un om normal nu cred că ar trebui să aibă mai mult de patru parfumuri, da? Unul de zi cu zi, unul de evenimente, unul, da? Oricum, patru sunt deja prea multe. Hai, trei parfumuri. Și uh, puteți avea o uh, garderobă parfumată pentru un an de zile. Cu, hai să zicem, 150 de lei. Da. Pentru un an de zile, cu suma de 150 de lei, puteți achiziționa și parfumuri, și esențe, și tot ce vrea sufletul vostru, ca să zic așa. Uh. Parfumurile, nu știu. Eu, de exemplu, am ajuns la faza la care am, cred că, peste 100 de sticle. Însă, dacă nu ești genul să dai, nu știu, 16 pufuri, vă dau un exemplu, la fiecare uh, tură la care te dai cu parfum sau uh, nu le combini sau nu cred, nu cred că le voi putea consuma până la sfârșitul vieții. Tocmai de aceea gama al rehab aveți variante de 35 de ml sau de 50 de ml. Și eu încerc pe cât posibil să-mi achiziționez parfumuri în variante de maxim 50 de ml. De ce? Ca să mă pot bucura de ele, ca să le consum în viața asta, și nu știu, mâine pe mine apare un clip aici, vă fac un unboxing, că așa sunt eu. Ok. Dacă ați avut răbdare să mă urmăriți până la final, vă mulțumesc din suflet. Trebuie neapărat... Am rămas în urmă cu agenda de videoclipuri, trebuie să mă remontez, a fost vacanța, s-a dus, trebuie să-mi revin la forma mea inițială, să mă pun pe filmat, să mă pun pe împărtășit păreri cu voi. Și, dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Sunt curioasă de variantele voastre de layering, dacă vă încântă ideea de layering, dacă da, ce parfumuri combinați voi? sau dacă aveți parfumuri de la casa ale Rehab, ce părere aveți despre ele, ce părere aveți despre esențele de parfum, vă aștept cu mare, mare nerăbdare în secțiunea comentarii. În descriere vă voi lăsa link pentru fiecare parfumel și fiecare esență. Vă las și contul meu de Instagram, unde Mă repet, vă mai pun eu uh, reduceri, oferte, promoții și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată pentru că sunteți aici. Dacă nu ați făcut-o, vă rog, nu uitați să apăsați butonul de abonare și uh, clopoțelul pentru a primi notificările. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc! Până data viitoare, vă doresc zile frumoase și parfumate. Și vă pup cu mare drag!